experienți și mi-a fost greu să-i desfacem. Acest 0-0 cred că este un rezultat echitabil. Ambele echipe am practicat un joc destul de bun, nu am refuzat la jocul și am încercat să înscriem. Nu am reușit. Pentru noi este dificil, deoarece nu am păstrat toate cele 3 puncte la Botoșani. Ne pare rău și încercăm să scoatem cât mai mult din următoarele 2 jocuri din deplasare, iar apoi să luăm individual fiecare partid. Totuși, cu câteva minute bune înainte de finalul partidului, ambele echipe păreau că se mulțumesc cu rezultatul ăsta de 0-0. Nici voi vă grăbeați, nici ei. Da, nu știu, poate am intrat așa, într-o stare de mulțumire, cum ai spus tu, însă probabil din cauza concentrației sau din cauza oboselii, cum se zice. S-a acumulat puțin oboseală în final și cred că am stat mai puțin. Cum vezi Iașul, poate de când erai cu jucare acolo și acum? Nu știu, Iașul este Iași. Acum sunt la Botoșani și aș prefera să vorbesc despre FC Botoșani. Este o echipă bine organizată, care încearcă să prindă locul 7, loc care te duce în preliminar de Europa League. Cum vezi meciul de la Cluj și cu CFR-ul? Ne așteaptă o partidă foarte grea, deoarece CFR-ul are proponență jucătorii cu o mare calitate și le evoluează foarte bine pe teren, însă mergem acolo să luăm punct sau punct.